Lăudați să fie în numele Domnului. M-am bucurat de cântările care au fost, care vorbesc despre această lucrare minunată, lucrarea Duhului Sfânt, o lucrare reală, o lucrare care trebuie să continue, să fie în biserică, vizibilă, să fie auzită și văzută. Mă bucur de frații care au dat îndemnuri și ne-au îmbărbătat, și ne-am adus aminte de ceea ce a zis Domnul nostru Isus Hristos, privitor la lucrul acesta, la coborârea Duhului Sfânt. Aș vrea să citesc doar două versete, așa cum suntem din textul citit, versetul 32 și 33. Dumnezeu a înviat pe acest Isus și noi toți. Suntem martori ai lui. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu, a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Lucrarea Duhului Sfânt este lucrarea care este văzută, nu făcută în ascuns, ci în părtășie, în adunare, și este. Auzită. De ce? Pentru că ea are o formă de exprimare audibilă. De aceea mă rog ca Domnul să ne umple cu Duhul Sfânt Amen. și pe noi. Amen. Și lucrarea Domnului să fie văzută în noi și auzită în exprimarea noastră, în cântare, în rugăciune și în vorbirea noastră. Domnul să ne dea ungerea Sfântă. Dragii mei, așa cum uh, deja am... Uh, vorbit la sărbătoarea Paștelor. Și dați-mi voie să fac remarca asta. Cred că o singură dată în viață mă duc aminte să fi lipsit de la sărbătoarea Paștelor și apoi de la sărbătoarea Rusalilor. Pentru că eram încorporat și eram în armată și chiar atunci nu ne-a lăsat să, să ieșim nici cu bilet de voie. Și acum, suntem constrânși, suntem într-un moment în care, dorind să venim, trebuie să lipsim. Nu vi se pare un paradox? M-a întrebat cineva dacă Biserica este persecutată în momentul acesta. Răspunsul meu este nu, cel puțin în Australia. Dar este tare încercată. Pentru că acum se văd fisurile din viața noastră spirituală, se văd fisurile din părtășia noastră, cât de mult dorim să fim toți împreună, uniți, așa cum ne vrea Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Domnul să ne dea biruință ca prin momentul acesta de încercare să ieșim, să trecem, să-L traversăm și să ieșim încercați, dar biruitori în numele Domnului Isus Hristos. Deci, spuneam la sărbătoarea Paștelor că creștinătatea sărbătorește Paștile, dar de fapt este un fundament iudaic. Aproape că am preluat de la ei și multe din elementele care le avem, inclusiv faptul că Există o pregătire pentru o sărbătoare ca și aceasta. Ei aveau un miel, dar mielul nostru a fost Isus Hristos, care a mers pe Calvar. Nu cu sângele altcuiva, a unui alt miel, ci cu sângele lui propriu a mers pe Calvar și astfel a curățit păcatele noastre și viața noastră este schimbată pentru că ne-am întâlnit cu jertfa Domnului nostru Isus Hristos. Slăviți să fie numele Domnului! Dar aș să vă spun că și Rusaliile, sărbătoarea de astăzi, are tot un fundament iudaic. Pentru că evreii sărbătoresc la Rusalii cel puțin două mari evenimente. Sărbătoarea săptămânilor este numită în mod general Sărbătoarea de Rusale Shavuot, adică numărarea a șapte săptămâni imediat după terminarea sărbătorii de Paști, șapte săptămâni, 50 de zile, după care trebuie să aibă loc o sărbătoare, sărbătoarea Shavuot, sărbătoarea cinzecimii dar mai sărbătoresc încă ceva. Sărbătoresc darea poruncilor, legile lui Dumnezeu pe Sinai. Nu vei se pare totuși un plan al lui Dumnezeu în izbăvirea lui Israel din, din robia egipteană prin jertfa unui miel, prin sângele care era vopsit așa pe ușciorii ușii. Și ei au fost izbăvit. A venit îngerul morții și acolo n-a intrat. Și apoi sunt scoși de acolo și trebuie să treacă prin Marea Roșie, să fie botezați prin Marea Roșie și apoi să ajungă în pustiu. Și noi tot așa, sub semnul sângelui, prin apa botezului, de ce? Ca să ajungem să-L cunoaștem pe Dumnezeul cel mare și puternic, slăvit să fie numele Lui. Israel se oprește la Sinai. Ce se întâmplă la Sinai? Moise, de ce-ți vorbește Dumnezeu numai ție? Vrem să-L auzim și noi. Și poporul se sfințește și Dumnezeu a rostit cuvinte și de pe muntele Sinai care era într-un moment de cutremur, fum, era foc, era prezența lui Dumnezeu la o intensitate încât uh, corpurile umane nu pot să suporte intensitatea prezenței lui Dumnezeu. De aceea, dacă ne uităm în Vechiul Testament, era uh, rostirea cuvântului însăși de Dumnezeu, era ceva făcut cu reținere. Vai, am văzut pe Dumnezeu și voi muri. De ce? Pentru că în prezența lui Dumnezeu nu poate să stea un păcătos decât un păcătos iertat prin jertfa Domnului Isus Hristos. Și s-a auzit cuvântul lui Dumnezeu care a zis, Exodul 20, versetul 2, Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos din țara Egiptului și din casa robiei. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine, un singur Dumnezeu. Să nu-ți faci chip ciopit, și să te închin lui. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău. Aduți aminte de ziua de odihnă și să o sfințești. Fac aici o pauză și aș vrea să ne gândim toți la lucrul acesta. Și care suntem aici și cei care suntem acasă. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Să închin Domnului, să te rogi, să te apropii de Dumnezeu. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu mărturisești strâmb împotriva apropelui tău, să nu poftești casa apropelui tău. După ce au auzit aceste cuvinte, versetul 19, i-au zis lui Moise, vorbește-ne tu însuți și te vom asculta, dar să nu ne mai vorbească Dumnezeu că murim. Dorim prezența lui Dumnezeu, dar nu ne putem apropia ori. Aceasta sărbătoreau evreii la Rusalii, Sărbătoreau un moment al unei prezențe vizibile a lui Dumnezeu și audibile. L-au auzit și au văzut prezența lui Dumnezeu și s-au cutremurat. Și a zis Moise, de acum înainte, du-te tu și vorbește cu Dumnezeu. Și Moise a intrat în nor și s-a dus să stea de vorbă cu Dumnezeu. Ce Dumnezeu mare avem! Și ne dă voie să-l numim Tată. Aleluia! Blabă. Și putem să-i spunem, Tatăl nostru, care ești în ceruri! Măriți să fie, Domnului. Măriți să fie numele Domnului! Apoi sărbătoarea săptămânilor. Și aș să vă spun că era o sărbătoare mare, dar era o sărbătoare costisitoare. O sărbătoare în care trebuiau aduse daruri. O sărbătoare în care închinarea costa, în care închinarea nu era ieftină, în care părtășia nu era pe gratis. Și uitați ce spune Cuvântul Dumnezeu, Levitic 23. Domnul a vorbit lui Moise și a zis de la versetul 9. Vorbește copiilor lui Israel și spune-le, când veți intra în țara pe care vă dau și când veți secera semănăturile să aduceți spre otului un snop ca pârgă a secerișului vostru aș vrea să explic cuvântul pârgă cel puțin pentru cei mai tineri care nu înțeleg pârga înseamnă primele roade în momentul în care ai semănat ceva în orgorul tău și probabil ai fi primul care să guști și să vezi îi bună roada aia pentru prima dată pomul îți face fructul acela dorit de tine și ai avea dreptul să... L-am plantat, l-am pus în pământ și acum eu să văd, e bun, dar pârga, prima fructă care se coace, trebuie să o dai Domnului. Și dacă vă uitați în cuvântul lui Dumnezeu, în Vechiul Testament, Dumnezeu pretinde ca să aibă prioritate în viață oricărui israelit. Întâiul născut este al Domnului pârga a Domnului. Asta înseamnă că Domnul are prioritate. El să lege snopul, să lege ne snopul într-o parte și în alta înaintea Domnului ca să fie primit. Preotul să lege ne într-o parte și în alta a doua zi după sabat. Deci era duminica. În ziua când veți legăna snopul, să aduceți ca ardere de tot Domnului un miel de un an fără cusur. Să adăugați la el douăzeci de efă de floarea făinii, frământată cu un delem, ca dar de mâncare, mistuit de foc, de un miros plăcut domnului, și să aduceți jerfa de băutură de un sfert de indevin. Să nu mâncați nici pâine, nici spice, prăjite sau pisate, până în ziua aceea când veți aduce un dar de mâncare. Dumnezeului vostru. Aceasta este o lege, lege, veșnică pentru urmașii voștri și în toate locurile unde veți locui. Apoi mergem la versetul 15. De a doua zi după sabat, din ziua când veți aduce snopul, ca să fie legănat într-o parte și într-alta, să numărați șapte săptămâni întregi, 50 de zile să numărați 50 de zile până în ziua când în care vine după al șaptelea sabat și atunci să aduceți Domnului un nou dar de mâncare. Și acum urmează darul de mâncare care trebuie să fie adus în ziua cinzecimii, în ziua de Rusalii. Să aduceți din locuințele voastre două pâini, ca să fie legănate într-o parte și în alta și să fie făcute cu douăzecim de efă din floarea făinii și coapte cu aluat. Aceste sunt cele din dintâi roade pentru Domnul, prioritate. Afară de aceste pâini se aduce scardere de tot domnului șapte miei de un an fără cusur. Vi se pare că este o жертfă mare? Un vițel și doi berbeci. S-au adăugat la ei darul de mâncare și jerfa de băutură, obișnuite ca dar de mâncare mistuit de foc de un miros plăcut Domnului. Să aduceți și un țap ca jerfă de ispășire și doi miei de un an ca jerfă de mulțumire. Preotul să legine aceste dobicioace într-o parte și într-alta ca dar legănat înaintea Domnului, împreună cu pâinea adusă ca pârgă și cu cei doi miei, ele să fie închinate Domnului și să fie ale preotului. În aceeași zi să vestiți sărbătoarea și să aveți o adunare sfântă. Atunci să nu mai faceți nicio lucrare de slugă, aceasta este legea veșnică pentru urmașii voștri în toate locurile unde veți locui. Am vrut să am această citire ca să înțelegem cât de mult a plătit Domnul nostru Isus Hristos pentru noi. Ca noi să avem har și să beneficiem de toate prin jertfa Domnului nostru Isus Hristos. Merită Domnul lăudat și mulțumit pentru marele har care ni l-a făcut și marea binecuvântare care avem să fim numiți copii ai Lui să fim spălați în sângele mielului, să fi plătit totul pentru noi. Orice dar de mâncare, orice jerfă de băutură, orice jerfă mistuită de foc, să fi plătit atunci în calvar, mărit să fie numele Domnului. La această sărbătoare de Rusalei este o carte, un tratat numit Bicurim. Și Acolo scolasticii au scris cum să se sărbătorească. Și acum după ce au intrat în Israel a zis, la această sărbătoare să mâncați miere și să beți lapte. Pentru că Dumnezeu și-a ținut promisiunea că vă duc într-o țară unde curge lapte și miere. Și Dumnezeu a binecuvântat țara aceea pentru că poporul lui Israel este acolo. Uitați-vă, ori de câte ori a fost dus în robie, ori de câte ori a fost luat și împărțit între toate națiunile pământului, țara aceea s-a transformat într-un pustiu. Uitați-vă la Gaza, care este tot parte din Israel și este ocupată de un alt popor. Nu au nimic. Nu au nimic. Din când în când le mai dă evrei, că lângă ei și să nu moară de foame. Le dă și curent, le dă și gaz, le dă și apă. Nu au nimic. Dar numai după un gard în partea cealaltă. Totul înflorește și crește. De ce? Pentru că este bine cuvântarea Lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Dumnezeu când rostește un cuvânt, lucrurile capătă ființă și ele vin în ființă pentru că gura Lui Dumnezeu a vorbit. Slăvit să fie numele Domnului. Sigur, mi s-a părut important să vedem pe ce temelii avem sărbătoarea noastră? În Ierusalim, dați-vă seama ce a fost în ziua aceea de sărbătoare. Oameni care veneau cu, cu cereada după ei, cu viței, cu miei, cu pâine, cu coșul, cu fructe, cu, cu darurile de mâncare, veneau la templu și veneau de aproape și veneau de departe și era o forfută și orașul era plin. Dacă veți urmări misiunea de marți, am vorbit acolo cu, fratele despre faptul de ce Ierusalim. Ierusalime, cetate împodobită. Ierusalimul nu va dispare și chiar dacă pământul va arde cu tot ce pe el, Există un Ierusalim în cer. Slăviți să fie în numele Domnului. În acest context, în această atmosferă de sărbătoare, de forfotă, când la Templu se întâmplau multe lucruri, când oamenii veneau și, și plecau, când oamenii veneau cu darurile, când oamenii erau sărbătoare, apoi mâncau din fructele țării și, și era așa un fist acolo. Și erau veniți din, din, toate împrejurimile, erau care veneau foarte de departe și în vremea aceea nu era 12 ore cu avionul, ci plecau cu luni înainte și apoi luni trebuiau să se întoarcă înapoi, dar trebuia să meargă să fie și ei acolo cel puțin o dată în viață. Și în atmosfera aceasta, ucenicii, după porunca Domnului, să nu vă depărtați de Ierusalim, până când nu se va coborâ peste voi o putere, până când nu va veni Duhul Sfânt din cer peste voi. Și ei erau împreună și se rugau. Deja a citit fratele Valer, Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele și eu vor ruga pe tatăl, și el vă va, va da alt mângăitor. Noi astăzi sărbătorim coborârea Duhului Sfânt. Dar, de fapt, sărbătoarea noastră conține cel puțin trei sărbători într-una. Și este coborârea Duhului Sfânt. Coborârea Duhului Sfânt. Apoi, cealaltă mare sărbătoare este nașterea bisericii. Biserica, eclesia, chiar dacă ucenicii erau împreună și erau, erau mai mulți împreună, încă nu făcuseră nici o evangelizare. Dar în momentul acela, după coborârea Duhului Sfânt, după ce Duhul Sfânt al lui Dumnezeu s-a coborât peste ei, au făcut prima evangelizare. Și apoi, a treia sărbătoare este ceea ce am citit. Și acum, odată ce s-a înălțat, prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Și a treia sărbătoare este Domnul nostru Iisus Hristos. nu este un fals, nu este un mincinos, el este Fiul lui Dumnezeu da. și așa cum a promis, a ajuns și stă la dreapta Tatălui și mișlocește pentru biserică și acum ajungând acolo a turnat ceea ce el a promis că va da ucenicilor, slăviți să fie numele Domnului. Dragii mei, frați și surori, ori de câte ori venim în părtășie împreună și Duhul Sfânt se coboară peste noi, este o reamintire a faptului Isus a ajuns în locul preasfânt din ceruri, care nu este din zidirea aceasta, și a ajuns cu propriul său sânge, ca să facă sfințirea odată pentru totdeauna. Glorificăm numele Domnului! Și când stăm la această sărbătoare, privim la nimic, la altceva decât la jertfa Domnului Isus Hristos, la promisiunile Lui și la puterea care a revărsat-o prin Duhul Său cel Sfânt peste biserică, știți care a fost puterea? Puterea care transformă, puterea care dinamizează, puterea care, care îl ia pe omul acela uh, uh, dezorientat și deodată are direcție pe omul acela care nu știe și deodată știe uitați-vă la Petru, la căderea lui la ridicarea lui, uitați-vă la confuzia lui, dar în momentul în care vine Duhul Sfânt peste el el stă în picioare și are putere, și are curaj, și are tăria să spună, pe Iisus pe care voi L-ați răstignit, este Fiul lui Dumnezeu, Mesia, și a turnat ceea ce vedeți Aleluia. și auziți. Foarte mulți spun, așa cum s-a spus, că această promisiune a fost pentru atunci și acolo. Aș vrea să vă spun, ori de câte ori Dumnezeu începe o altă epocă a revelației sale, este marcată. Printr-un moment, momentul sinai, dar legii, prezența Lui Dumnezeu, un cutremur, un vâșit, o prezență vizibilă și audibilă a Lui Dumnezeu. Când s-a sfințit templul și s-a făcut rugăciunea și s-a sfințit templul, templul s-a umplut de fum. De ce? Pentru că era acolo prezent Dumnezeu și preoții n-au mai putut să facă slujbă, era o prezență vizibilă, se vedea, toți care erau acolo au spus, aici locuiește Dumnezeul cel viu, slăvit să fie numele Domnului. În momentul coborârii Duhului Sfânt, ucenicii au celebrat și au zis, ah, promisiunile tale, Doamne, se împlinesc, dar lucrul acesta n-a fost... În spatele unor uși închise. Și lucrul acesta s-a făcut public. De ce? Pentru că oamenii care erau acolo și celebrau au alergat să vadă. Și ei au văzut și cel puțin unii dintre ei au înțeles că este un eveniment care nu, nu poți să treci pe lângă el oricum. De ce? S-au văzut limbi de foc, vorbeau un limb noi, spuneau tainele lui Dumnezeu. A fost o putere, a fost un vâjuit. O, oh, măriți să fie numele Aici Domnului! Îmi aduc aminte, eram tinerel, încă îmi dădeam cu părerea, încă era un momentul în care îmi spuneam, nu știu ce fac părinții mei la biserică, eu văd că e mai bine afară. Și-a venit fratele Piști Guiaș la noi în biserică și pentru că eram puțin rudeni cu el, părinții au zis, trebuie să vii la adunare și... Ne-am dus la balcon, că de acolo mai puteam să ieșim așa și nu știau ei până la sfârșit unde am fost. Și a început să predice. Și când a predicat, a spus de câteva ori, Iisus e prezent aici prin Duhul Sfânt. Și când a zis a doua sau a treia oară, biserica s-a ridicat și a început să se roage. În momentul în care biserica s-a rugat, s-a umplut locul acela de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. La un moment dat am închis ochii, pentru că mi-a fost frică, și am început să mă rog. Și la un moment dat am auzit un tunet și am crezut că s-a desprins tavanul. Și mi-am deschis ochii să mă uit. Și tavanul era acolo, dar a fost un tunet. Și cel de lângă mine a auzit și el tunetul respectiv. Și cel de lângă mine a auzit tunetul de... și noi toți ne-am lipit. Ne-am lipit de scaune, ne-am lipit acolo, ne-am pus pe genunchi, pentru că, deodată, locul acela de unde noi vedem a fost timp exprimat, a fost umplut de o prezență divină și nu poți să stai în prezența Domnului oricum. Și mă rog ca Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu să vină în seara aceasta peste noi. Mă rog ca Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu să fie peste toți aceia care ne urmăresc și sunt acasă și casa voastră, livingul room -ul vostru, să se umple de prezența Lui Dumnezeu și să-L vezi pe El și să-L auzi pe El că-ți vorbește, pentru că El vorbește și astăzi. Slăviți să fie numele Domnului! Aș vrea să vă spun, frați și surori, pentru că Isus a ajuns, El a mai făcut o promisiune și când El s-a înălțat, a fost o promisiune acolo. Cum îl vezi? vedeți că pleacă? Așa va reveni. Cum ne-a prins epidemia asta? Ne-a surprins? Ne-a luat prin surprindere? Cred că în ultimul moment am fugit, am zis că ăsta e cel mai esențiat lucru, să ne luăm ceva de la șop, să avem și noi dacă vin zile grele. Ce ar câștiga la om? La ce folos ar fi să câștige toată lumea asta, dar să-și piardă sufletul? Suntem în locul acesta și privim în cuvântul lui Dumnezeu, pentru că noi, avem o patrie cerească. Nu suntem de aici de jos, ci suntem de sus. Suntem din cer și vrem să mergem să fim acolo cu Domnul. Dar asta nu putem fără o lucrare reală și viabilă a Duhului Sfânt în viața noastră. Mi-e tare teamă, fraților, și aș vrea ca teama asta să nu se realizeze niciodată. Tare mult vorbim din amintiri. Am fost, am văzut cândva și tare de mult, și mi-dor să spun ieri și seară, și acum, Domnul a fost între noi. Mi-dor să văd locul acesta vibrând de prezența lui Dumnezeu și ceasul să nu mai conteze și rugăciunea să fie o oră, două, trei, timpul să fie comprimat, Domnul să fie prezent, să fim ridicați, să fim întăriți ca să putem să rezistăm la ceea ce urmează să vină. Ne-a surprins. Era o cântare care o cântam. Mă sunt, mă prin fiori. Mă simt murdar m-a prins păcatul la răscruce. Când Duhul Sfânt nu ne mai vorbește, când Duhul Sfânt nu ne mai bate pe umăr să zică, hei, oprește-te! Aș vrea tare mult Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu să lucreze, cum a lucrat între noi în 2007, când tinerii nu puteam să-i ducem acasă de la rugăciune, erau aici pe genunchi. Când am mers în tabără și toată noaptea se rugau și dimineața nu erau obosiți pentru că au stat în prezența Domnului. Doamne, mai vrem Rusalii, eu vreau o trezire. Rusalii le-au fost atunci, ele continuă și cuvântul Dumnezeu așa ne-a spus în seara aceasta, pentru oricât de mare număr îi va chema Domnul. Frați și surori, dacă am obosit, haideți să strângem râdurile. Haideți să ne apropiem de Domnul cu post și de rugăciune și să venim înaintea Lui cu sfințenie și să-I spunem, Tată Ceresc, vrem, Rusalii, vrem să fii prezent în viața noastră. Vrem să nu mai venim cu schițe de predică. Vrem, Doamne Tată, ceresc să, să ne dai cuvintele tale. Vrem, Doamne Tată, să venim cu cântările pregătite și aici să le schimbăm, pentru că Tu ne dai un alt mesaj. Vrem să fii în controlul tuturor lucrurilor. Amin. Aleluia. Doamne, lucrează în viața noastră. Întrebarea care îți pune Duhul Sfânt: Ești gata să-ți jertfești? Pentru asta? Ești gata să te pui la dispoziția Domnului pentru asta? Ești gata să tai din legăturile care te-au legat de pământul acesta și ești murdar de humă și de pământ și de vremelnicie? Și să te speli și să te apropii de Domnul și să spui îmi este rușine de mine, îmi este rușine de faptele mele. Frumos scrie la noi aici, Biserica Penticostală. Asta înseamnă de la cinzecime, asta înseamnă de la biserica care vibrează de prezența lui Dumnezeu prin revărsarea Duhului Sfânt. Fraților, să nu fie numai un nume, surorilor, să nu fie numai un nume, să fie o realitate care o trăim în seara aceasta în prezența lui Dumnezeu.